Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de tutoriale cu Raul. În acest material o să vă arăt cum se instalează VirtualBox. Este o soluție de virtualizare prin care puteți instala aproximativ orice sistem de operare pe PC-ul dumneavoastră concomitent cu ceea ce rulați. Windows, Linux, OS. Bun, hai să vedem. Deschidem un browser. Scriem VirtualBox. O să vă pun în descrierea materialului și linkul de, de descărcare. Intrăm pe site-ul lor. Download VirtualBox. Bun. Aici vedeți ce, cerulați, ce sistem de operare aveți. Windows, OS sau Linux. Eu am Windows 10. Bun. Salvez kitul de instalare pentru Windows 10. Are 107 mega. OK, bun, s-a salvat. Încă nu s-a salvat. Acum s-a salvat. Bun, închidem VirtualBox, închidem, Virtual închidem browserul. Acesta este kitul de instalare, dublu click pe el. Next. Astea le lăsați așa cum sunt ca să vă meargă totul ok și network-ul și totul. Asta este locația de instalare. A, nu uitați dacă vă place materialul, apăsați butonul de like. Abonați-vă la canal, avem mare nevoie pentru a crește comunitatea care este la început. Bun, next, next, next. Aici o să creeze shortcut și asta este instalarea propriu zisă. Bun, Aceasta este prima interfață. Aici, dacă aveți deja descărcată o imagine, eu am aici una cu, cu Windows, pot să, să vă arăt cum se face o mașină virtuală. Pentru început, nu o să intru în detalii, dăm new, îi dăm aici un nume test, puteți scrie ce vreți voi, și aici, locația unde va fi salvată efectiv mașina virtuală. Bună. Aici vedeți ce, ce vreți să, să instalați ca sistem de operare virtuală, Windows, Linux, Solaris, BSD-uri sau MacOS-uri, ok. Eu o să aleg Windows pentru că am o imagine de Windows, Windows 10, vedeți că și la Windows aveți o grămadă de, de, de opțiuni. Ce, ce este important? Aici doar alegeți. Imagine și sistemele de operare nu există în aplicație imagine respective, trebuie să le căutați pe internet și să le descărcați efectiv, să le salvați, cum am salvat eu aici imaginea de la de la Windows, este un ISO de aproape 4 GB. Bun, ok, am salvat ceea ce am și dau next. Aici mă întreabă câtă memorie să fie alocată. Pentru câtă memorie RAM să fie alocată pentru această mașină virtuală. Acum vedeți ce, ce configurație aveți la, la PC-urile voastre. Undeva la 2GB de RAM este, este foarte ok. Bun. Să mașina virtuală. Create a virtual hard disk now. Ok și spațiul pe disc o să vă ia 50 de giga deci aveți mare grijă să aveți acest spațiu liber bun bun dynamically allocated ok bun 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 50 de giga acum efectiv îmi creează mașina perfect în momentul în care eu îi voi da start aici o să mă pună să introduc imaginea cu sistemul de operare de care vi am zis mai devreme, adică asta. Deci 3.98 de giga, îi dau Choose. În momentul în care îi voi da Start, va începe propriu zis instalarea sistemului de operare pe mașina virtuală. E cam asta a fost în acest material despre descărcare, instalare și puține detalii despre VirtualBox, soluția de virtualizare. Dacă vă place materialul, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal ca să creștem comunitatea care este la la început. Tutoriale cu Raul, sunt Raul, v-am salutat, toate bune!